Vă salut, numele meu este Iovescu Sorin, iar astăzi ne aflăm pe o fostă balastieră din județul Arad. De ce ne-am deplasat pe o balastieră? Deoarece, pentru fiecare dintre noi, capturarea peștilor sălbatici este o provocare. Din păcate, în acest an, cotele râurilor au fost foarte ridicate, iar pescuitul este aproape de impracticat. În emisiunea de astăzi o să încerc să vă prezint câteva trucuri care să vină în ajutorul dumneavoastră atunci când abordați astfel de ape. Specia țintă în partida noastră de astăzi este babușca. După cum bine știm, babușca este un pește de banc care se hrănește foarte agresiv. De aceea, în nadă vom adăuga mai multe particule. Despre ce este vorba? Vierme mare, porumb și cânepă, pinchi pentru cârlig și râmă roșie. Nada pe care o vom folosi astăzi este Silver X Roach original, varianta clasică, de la Ramo Super Competition Gardon, și am adus și o pungă de Silver X Roach Super Black. Deși apa este foarte limpede în acest lac, vom pescui la o adâncime destul de mare, iar pe aceasta din urmă o vom lăsa deoparte. Vă spuneam că nu am optat să adaug și această variantă Roach Silver Black, deoarece nada, după umectare, se închide la culoare, iar eu doresc, datorită faptului că pescuim la adâncime destul de mare, ca să las și un nor în coloana apei. Utilizând și aceea nadă de culoare foarte închisă, norul nu va mai fi atât de pronunțat, iar atenția babuștilor cu siguranță nu va fi nici una foarte mare. Cu riscul de a mă repeta, un alt aspect foarte important este sitarea nadei pentru obținerea unei mecanici perfecte. Indiferent că pescuim pe lacuri comerciale sau pe ape sălbatice, acest pas nu trebuie omis sub nicio formă. Un aspect foarte important, suntem la începutul partidei. Nu știm exact cum vor reacționa peștii la particulele pe care urmează să le introducem. De aceea, țin în mână un bac de lucru în care voi adăuga nadă și particule. Ar fi total greșit ca să adaug de la început, de exemplu, cânepa în nadă, deoarece nada va absorbi toată umezeala din cânepă, aceasta se va ridica între ape, iar probabil peștii o vor urma. Iar noi nu vom captura sau vom captura foarte puțin dintre aceștia. Aici am adăugat o parte din nadă. Urmează să adaug cânepa și porumbul. Plus fiermuș. Aceste particule colorate sunt British Bread,
Eu le folosesc în sezonul cald, deoarece absorb foarte bine umiditatea pe care viermii o creează și îi păstrăm pentru mult mai mult timp vii și intacți. Cam așa va arăta pintul cu care noi vom începe această partidă de pescuit. Deoarece pescuim la o adâncime de aproximativ 9 metri, coșulețele care se pretează, după părerea mea, foarte bine, sunt acestea de la Ass Cage Feeder. Toate trei au aceeași gramaj de 30 de grame, dar după cum puteți observa, sunt de mărimi diferite. Vom începe pescuitul cu acesta, varianta cea mai mare, iar dacă peștii vor răspunde pozitiv la nădirea noastră, vom continua probabil și vom termina partida în acest sens. Deoarece peștii la începutul partidei cu siguranță se vor afla între ape, eu încep pescuitul cu un forfac de aproximativ 1,5 m, iar în momentul în care aceștia vor coborâ și se vor instala pe vad, probabil îl voi scurta. De ce este așa de lung? Acest forfac de 1,5 m necesită aproximativ 1 minut până ca să coboare cârligul cu viermușii pe substrat. Cârligul este unul mic, mărime 18, iar la început voi începe cu 2 pinchii. Datorită apei foarte adânci, este foarte importantă precizia în lansare. Nu vă grăbiți atunci când lansați și încercați să focalizați cât mai bine ca să lansați în același punct. În mod normal, pentru scufundarea filului, ar trebui să țin lanseta cu vârful sub apă, dar în acest sens aș pierde eventuale trăsături venite pe cădere, ca și aceasta de față. Atunci când pescuim în ape adânci și la pești de talie mică, utilizarea firului textil, după părerea mea, este obligatorie. Trăsătura, după cum ați putut observa, a fost una foarte brutală, specifică acestei specii, iar babușca este una de talie. Ca să ne asigurăm că mecanica nadei va fi una perfectă, introducem particulele, iar în momentul în care presăm nada, trecem cu degetul peste marginile coșulețului, în acest fel nu vom putea strânge mai mult decât este necesar. După cum puteți observa, viermușii iasă din coșuleț, dar treptat, dispersându-se în coloana apei.
am terminat și al doilea pin de nadă. Din ce observ eu, cred că mai am încă maxim două pinturi. Este un pescuit foarte dinamic. Trebuie să introducem destul de multe nadă și multe particule pentru a menține pe vad bancurile de babușcă. Haideți să vedem cum va decurge în continuare partida noastră. Dacă începutul partidei era unul timid și nu armam cârligul cu mai mult de 2 pinchi, acum am ajuns chiar la 5. Babușca s-a instalat pe vad, a coborât, iar furfacul în momentul de față este undeva la 70 de centimetri. Iată că partida noastră a ajuns și la final. Am epuizat cele 2 kg de nadă, în aproximativ 3 ore și jumătate, 4. Pescuitul la babușcă este unul foarte dinamic, cum am mai spus. Ca o scurtă recapitulare, am folosit 2 kg de nadă, un Super Competition Gardon de la Ramo și un Roach original de la Dynamite Bait, jumătate de litru de vierme și jumătate de litru de cânepă combinată cu porumb. Sper că v-am fost de ajutor în cazul în care doriți și dumneavoastră să încercați acest pescuit, eu zic eu, incitant, pe locații sălbatice, balastiere. Este mult diferit față de cel pe bălțile comerciale aflate la noi, iar satisfacțiile sunt pe măsură. Altceva nu-mi rămâne de făcut decât să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră și să vă prezint capturile.